Preoții din protopopiatul Sector 4 Capitale s-au reunit în cadrul primului cerc pastoral din acest an. Întâlnirea a avut loc la Biserica Buna Vestire Belu, iar tema a fost legată de anul omagial al misiunii parohiei și mănăstirii azi. Ne-am bucurat să avem astăzi printre vorbitori pe cel mai în vârstă dintre preoții protoriei noastre, pe Părintele Aurel Bărâcă și gazda de la această biserică, și pe cel mai tânăr preot, Părintele Anghel Chirilă, de la o parohie vecină, care ne-a vorbit despre dimensiunile misiunii pastorale. În primul rând despre misiunea de propovăduire a Cuvântului lui Dumnezeu, dimensiunea pastoral-educativă, dar și de dimensiunea edilitară, de construcție de biserici și de apărarea credinței noastre ortodoxe. A fost o întâlnire deosebit de agreabilă, datorită celor care au conferențiat, pe de-o parte, dar și colegilor preoți care au intervenit în discuții, fiecare cu puncte de vedere pertinente și personale, astfel încât să putem să plecăm la parohiile noastre mai îmbogățiți din punct de vedere spiritual și învățând și din experiențele celor mai în vârstă decât noi, celor care au o activitate pastoral-misionară îndelungată. Ca preot mai în vârstă am învățat pe preoții și mai tineri și mai în vârstă anumite lucruri pe care un preot trebuie să le respecte, să-și facă datoria pe deplin, să fie alături de oameni, să fie în bună liniște și pace cu colegii de serviciu și în familie. Având o familie bine întemeiată, se bucură și de mult respect în parohie. Și apoi să răspundă la timp la toate chemările pe care Sfânta Arhiepiscopie le adresează. Îndemn pe preoții tineri să slujească conștiincios, cu dragoste, să slujească cu bună credință. Preotul se impune prin harul pe care Dumnezeu îl dăruiește și acumulează pe măsura vârstei experiența pastoral-misionară necesară. Un preot tânăr astăzi nu are șanse mai mari sau mai mici decât în vremea Sfântului Ioan Gură de Aur, de exemplu, sau decât va avea peste 100 de ani în contextul societății de atunci. Ci realizările și eforturile sale vor fi încununate de succes în măsura în care rămâne statornic, în credință, în măsura în care devine la rândul său, prin viața și prin faptele sale, un trăitor autentic și un mărturisitor al credinței creștin-ortodoxe. S-a discutat la întrunirea preoților și despre amenințarea sectară cu care parohiile ortodoxe se confruntă în permanență. Este un lucru incredibil faptul că omul contemporan se lasă dus de nas de aceste secte și nu trece prin filtrul logicii și al credinței ortodoxe, în cazul nostru, influența acestor secte distrugătoare. Trebuie să fim în dialog, însă într-un dialog bazat pe Sfinții Părinți, pe Sfânta Tradiție și Sfânta Scriptură. Nu putem fi de acord cu rătăcirile lor și, bineînțeles, orice punct care atacă credința noastră ortodoxă, în primul rând trebuie să îl explicăm acestora, dacă ne acceptă, dar de obicei nu acceptă, cât mai ales credincioșilor noștri, și să luăm atitudine atunci când se infiltrează în parohiile noastre pentru a nu intoxica cu învățăturile lor. Cercurile pastorale sunt organizate lunar. Preoții abordează în cadrul întrunirilor teme de actualitate, probleme administrative, dar și teme legate de anul omagial și de anul comemorativ în curs.